Exmatricularea unui elev are loc atunci când acesta a fost implicat în diverse activități școlare sau extrașcolare în care s-a folosit violența, a consumat alcool în incinta unității de învățământ sau a depășit limita de 41 de absențe nemotivate. La nivelul județului Vaslui, cea din urmă cauză este cel mai des întâlnită. Până acum la noi la școală au fost exmatriculați un număr de 7 elevi și aceștia au fost exmatriculați datorită absențelor pe care le-am cumulat în decursul celor două semestre aproape. Au ajuns la aproape de 100 de absențe nemotivate. În unitățile de învățământ ale județului Vaslui, de la începutul anului școlar și până în prezent, 252 de elevi au fost exmatriculați. Exmatriculările pot avea loc pentru elevii din ciclul superior al liceului, adică clasa 11, a 12, respectiv a 13, de pe ruta progresivă, se datorează numărului foarte mari de absențe sau unor abateri grave de la disciplina școlară. Din cei 252 de elevi exmatriculați în 154 din cazuri, s-a ajuns în această situație din cauza absențelor nemotivate. Cel mai mult au chiulit de la ore băieții.